YouTube, eu sunt Bogdan și azi vom compara iPhone 5S-ul cu Samsung Galaxy S5. Vom începe, bineînțeles, cu designul. iPhone 5S-ul este făcut din aluminiu, avem două fâșii de sticlă pe spate și, bineînțeles, ecranul din sticlă pe față. Aici avem senzorul de amprentă Touch ID pe laterale, avem butonul de silent, butoanele de volum, cele două tăieturi pentru semnal, sus avem butonul Sleep Wake. Pe cealaltă laterală avem SIM 3-ul Nano SIM și jos avem jack-ul, microfonul, portul Lightning și difuzorul. După cum v-am mai spus, pentru mine iPhone 5S-ul este cel mai frumos telefon la ora actuală, dar haideți să vedem ce ne oferă și Galaxy S5-ul. Galaxy S5-ul este făcut, bineînțeles, din plastic, cum a fost făcut și Galaxy S4 și Galaxy S3 și, dacă stăm să ne gândim mai bine, toate smartphone-urile de la Samsung. Pe spatele telefonului avem camera de 16 megapixeli, LED flash-ul, senzorul de puls, logo-ul Samsung și difuzorul. Capacul este făcut dintr-un plastic de bună calitate, cu imitația unei mingi de golf. Arată foarte bine și se simte foarte bine la atingere. În partea stângă avem butoanele de volum, sus avem portul infraroșu, microfonul și jack-ul de 3,5 mm, iar pe partea dreaptă avem butonul Sleep Wake. Pe partea din față avem earpiece-ul, senzorii, o cameră de 2 megapixeli, logo-ul Samsung, ecranul de 5,1 inch, jos avem butoanele capacitive de multitasking și de back și în mijloc, bineînțeles, butonul Home, care de acum are un senzor de amprentă integrat, vom vorbi imediat despre el. Acum să vorbim un pic despre specificații. Pe iPhone 5S avem un ecran de 4 inch cu o rezoluție de 640x1136 pixeli, cu aproximativ 326 pixeli per inch. Pe Galaxy S5 avem un ecran de 5,1 inch cu o rezoluție de 1080x1920 pixel și cu aproximativ 432 pixel per inch. Ambele telefoane au ecran bun. iPhone 5S-ul are un ecran foarte luminos care arată culorile exact așa cum sunt ele. Ori acum nu vedeți pentru că am luminozitatea scăzută, dar am să măresc luminozitatea. Vedeți ce luminozitate puternică are acest telefon. Și Galaxy S5-ul are un ecran Super AMOLED, supra-saturat, care arată culorile foarte vii, culorile foarte accentuate. Pe iPhone 5S avem la interior un procesor cu o arhitectură pe 64 de biți, dual core la o frecvență de 1,3 GHz, Apple A7. Pe Galaxy S5 avem un procesor Exynos 5 octa-core, care conține un quad-core la o frecvență de 1,9 GHz, Cortex A15, și un quad-core la o frecvență de 1,3 GHz Cortex A7. La capitolul cameră, ambele telefoane stau excelent. Haideți să testăm întâi iPhone 5S-ul. iPhone 5S-ul are o cameră de 8 megapixeli care face poze excelente. Face poze la o rezoluție de 3264x2448 pixeli. Avem, bineînțeles, acest blitz dual LED cu o componentă de culoare caldă și o componentă de culoare rece. Haideți să facem niște poze. Avem aici mai multe moduri, facem poze normale, haideți să facem și o poză cu blitzul activat, blitzul dual LED se pare că își face treaba, face niște poze excelente, vedeți cel mai mic detaliu. Haideți să vedem și camera de pe S5, avem o cameră de 16 megapixeli cu LED flash-ul. Avem o rezoluție de 5312x2988 pixeli. Avem un focus foarte rapid. Bineînțeles că și acesta face poze extraordinare, doar avem o cameră de 16 megapixeli. Să vedem pozele. Poze extraordinar de clare. Față de iPhone 5S, Galaxy S5 are mai multe moduri, avem de exemplu înfrumusețare, față, foto și altele, panoramă, avem și pe 5S, tur virtual, cameră duală, ne permite să facem poze și cu camera frontală și cu cea din spate și putem muta această căsuță. Ca și sistem de operare, pe iPhone 5S avem iOS 7.1.1, după părerea mea, iOS-ul este cel mai fluid sistem, putem naviga la infinit prin aceste ferestre fără a avea niciun pic de lag. Pe Galaxy S5 avem Android 4.4.2 cu clasica interfață TouchWiz de la Samsung.
Vedeți, Android 442 KitKat. Avem inclusiv acel easter egg. După cum știți, ambele telefoane au senzor de amprentă și voi începe întâi cu iPhone 5S-ul. E bine, iPhone 5S-ul îl putem debloca foarte simplu cu o singură mână. Ținem apăsat pe butonul Home și telefonul se va debloca. Dar pe Galaxy S5 avem unele probleme pentru că nu îl putem debloca cu o singură mână. Va trebui să-l ținem cu două mâini și să glisăm degetul peste butonul Home. Acum văd că mi l-a recunoscut din prima, dar am unele probleme câteodată când trebuie să glisez de mai multe ori cu degetul până să ia amprenta. Dar acesta înseamnă timp inutil și eu prefer mai bine un cod PIN. Și a venit momentul să spun punctele plus și punctele minus ale fiecărui telefon. Începem bineînțeles cu iPhone 5S-ul. Un punct plus este bineînțeles designul, un design premium excelent, nu am nimic de comentat. Un alt plus ar fi ecranul, știu că este la fel ca cel de pe iPhone 5, dar arată mult mai bine. Încă un plus ar fi senzorul de amprentă, care este foarte bine optimizat, recunoaște foarte bine amprenta. Un alt plus ar fi sistemul de operare foarte fluid. Și camera ar fi ultimul plus. Puncte minus ar fi faptul că nu putem da capacul jos, noi putem introduce un micro SD pentru a-i mări memoria și cam atât. La S5, puncte minus ar fi materialul din care este făcut, plastic, ar fi putut să-l facă măcar din aluminiu. Un punct plus ar fi ecranul, care este excelent, se vede foarte bine. Punct minus ar fi senzorul de amprentă, care nu este bine optimizat, mai dă uneori erori, cum de acum. Puncte plus ar fi camera, excelentă. Senzorul de puls este un punct plus, dar nu știu pe câți oameni îi va ajuta. Și înainte de a încheia acest videoclip, aș vrea să vă spun că dacă vreți un telefon puternic, elegant, frumos și care să se demonteze greu, eu vă spun să alegeți iPhone 5S-ul. Dacă vreți un telefon foarte puternic, cu o diagonală a ecranului mai mare, cu un ecran de bună calitate, dar să vă obișnuiți cu faptul că este din plastic, vă recomand Samsung Galaxy S5. Cam atât cu acest video, nu uitați să dați like, share, subscribe. Eu sunt Bogdan și vă mulțumesc că m-ați urmărit. Pa!